Ouă roșii, cozonac, sarmale, băuturi diferite, alte mâncăruri tradiționale, toate alcătuiesc coșurile cu merinde special pregătite pentru a fi împărțite celor dragi, pierduți însă de către romii spoitori care și-au îngropat apropiații în cimitirul giurgiuvean Sfântul Haralambie. Unde băieți ești? Cultul morților, manifestat de o asemenea manieră, reprezintă o importantă tradiție peste care nu se poate trece, după cum afirmă cei care cunosc și aplică regulile învățate și ritualul de rigoare. Când moare un cineva drag, noi trebuie să respectăm tradiția asta, să venim fiecare an să împărțim. Asta am învățat de la părinții noștri. Venim în fiecare an. Asta e la noi o tradiție. Asta e tradiția noastră, spăitorii. Venim la morminte, împărțim la, pentru morții noștri care avem, Dumnezeu să-i odihnească pe toți. Când este vorba de vechimea tradiției, la spăitorii din Giurgiu, membrii etniei spun că el, obiceiul moștenit, se pierde în negura vremurilor, dar de când se știe, comunitatea respectă datinile. Așa este tradiția asta? Spăitorească, s-a ascuns să spune, să facem mâncăruri, să aducem aici la biserică, să împărțim la părinți, la morții noștri. Da. De câți ani cunoașteți de obicei ăsta? De când sunt. Există o tradiție ca în această a doua zi de Paști să veniți aici pentru cultul morților. Ne spuneți câteva vorbe despre acest lucru, de câți ani faceți această treabă? De când am pomenit din părinți. Din bătrânii bătrânilor, noi așa facem. Și dacă acolo, la morminte, se cere să se împartă în chiar ziua a doua de Paște, tradiția contează și nu cât de larg se deschid baierile pungi. Am observat că de la familii foarte înstărite până la cele cu posibilități mai mici, toți fac acel lucru. Și săracul și bogatul vine și împarte ce are, după posibilitate, împarte pentru morților. Regulile, în totalitate cunoscute, rămâne de făcut la un moment dat cumpărăturile care sunt programate odată cu acelea care țin de petrecerea acasă a sărbătorilor pascale. Cu o săptămână înainte de Paști, noi cumpărăm pentru acasă și cumpărăm și pentru morții noștri ca să putem să împărțim, să venim la biserică a doua zi de Paști. An de an, coșurile cu produse special pregătite ajung la morminte spre a fi împărțite celor apropiați și plecați la veșnicie din rândul etniei. Demersul reprezentanților comunității de spăitori este, iată, odată cu trecerea timpului, cunoscut, acceptat și respectat.